pentru mine personal este foarte mare bucurie faptul că venind aici în acest județ, ca episcop, cu perioada de 2 ani de zile, l-am întâlnit pe domnul director general Ioan Ciomada și am descoperit în dânsul două calități absolut esențiale pentru lumea de astăzi. Prima dintre ele este de la sine înțeleasă într-un fel, un foarte bun antreprenor. Sigur, nu este calitatea mea ca să-l evaluez, nu dețin asemenea competență. Și a doua calitate, care eu personal sunt extrem de încântat, este cea de filantrop. Un filantrop este cel care se pune în slujba semenilor, fără să aștepte niciun fel de recompensă, nici măcar de natură morală, să-i spună cineva un mulțumesc sau să cerșească recunoștința. De aceea e o mare bucurie că am fost părtaș acestui moment festiv de inaugurare, de sfințire, de binecuvântare a sediului acestei instituții care se ocupă cu drumurile, într-o exprimare așa foarte, foarte simplistă, să spunem, dar avem nevoie, pe lângă drumurile acestea bune pe care se circulă, în primul rând este nevoie de un drum de la inimă la inimă, să reușim să ne regăsim unii pe alții, că se mai înfundă drumurile dintre noi, știu, din diverse motive, invidie, răutate, superioritate și nu reușim să avem acces unul la celălalt. Eu mă bucur, îmi exprim întreaga gratitudine, recunoștință față de această instituție și, desigur, în mod personal, față de cel care dirigează, orchestrează creierul acestei instituții. Doamne ajută să facem cât mai mult bine, să împrăștiem cât mai mult frumos pentru cei care sunt în jurul nostru. Noi, pentru binecuvântare, la sfârșit am avut prea simțitul proiectivitate pentru a ne îndruma pe viitor să facem numai și numai lucruri bune, așa cum am făcut până acum. Referitor la acțiunea pe care Diacon Sutier a realizat-o, noi am gândit un simpozion pe probleme de drumuri, și anume dezvoltarea infrastructurii rutiere pe plan național și pe plan local. Sigur că sună extraordinar de frumos, dar și problemele au fost deosebit de importante. Acest simpozion s-a desfășurat, așa cum bine știți, de joi până astăzi, finalizat cu sfințirea locașului de aici, pentru că am simțit aproape tot, că am simțit aproape tot, noi am fost cei care am beneficiat sau vom beneficia. Prima zi, joi, a fost o acțiune de înregistrare a participanților. A doua zi a fost sesiunea de prezentări, discuții, o rezoluție, dacă vreți. Ne-am chemat invitați din România, din Moldova, în special, din străinătate, din Franța și din Moldova, în lorile dânșilor de cuvânt, ați remarcat că au venit cu un aport, zic eu, constructiv pentru noi ca români, pentru noi ca societate. În a doua zi a simpozionului, repet, dezvoltarea infrastructurii naționale și locale, ați avut plăcerea și poate chiar aș spune eu norocul că a participat printre alții reprezentantul Ministrului Transporturilor, domnul Răzvan Puc, reprezentantul Dăzgâi, care ne-a adus marea noastră mulțumire și mult așteptată veste despre varianta de ocolire a Bușului, Centura, cum mai denumim noi. Nu știu dacă se va realiza curând, dar cu siguranță se va realiza. Zic eu că din toată acțiunea asta a fost o știre în premieră pentru varianta ocolirii, dar Bușului, Centura Bușului, care este absolut necesar. S-au dezvoltat probleme legate nu numai de infrastructura rutieră pe plan național, dar mai ales pe plan local. Trebuie să menționez aici, după cum ați constatat și dumneavoastră, în mod deosebit reabilitarea drumurilor județene și locale. Noi, ca societate, avem extrem de multe contracte cu primăriile de la țară, deci în mediul rural. Și în luările de cuvânt, în luările de
știu așa, de discuțiile dânșilor, mi-am exprimat dorința și mai ales speranța că noi cei care trebuie să fim aici, reprezentanții guvernului, reprezentanții ministerului, reprezentanții autorităților locale, constructori, proiectanți și toată lumea care s-a adunat aici, am încheiat prin a spune că cu toții putem contribui la dezvoltarea infrastructurii, la dezvoltarea economiei naționale, pentru că dezvoltarea economiei naționale nu se poate atinge la un ridicat nivel decât printr-o infrastructură rutieră bine pusă la punct, bine gândită și nu numai într-un singur segment autostrăzile, drumuri naționale, aș zice eu că să ajungem la drum la autostrăzile, trebuie prima dată reabilitate drumurile județene, sigur că cerințe foarte mari, apoi drumurile naționale și autostrada, pentru că ajungând la autostradă, noi avem de parcurs traseul care ne trimite pe autostradă. În final, drumurile naționale. Și a luat naștere rezoluția asta cu centura, după aceea cu continuarea dezvoltării infrastructurii rutiere rurale și s-a încheiat aseară din eu și aseară prima zi, iar astăzi de-aia am zis că încep cu sfârșitul, acum ajung la sfârșit, pentru că am avut deosebit mare onoare, bucurie și cinste că acest locaș al nostru, deci desfășoară activitatea peste 300 de oameni, să fie binecuvântat de preasfințitul Ignatie, vă mulțumim de preasfinția voastră și fiecare dintre noi am simțit că binecuvântarea care ați transmis-o ne-a dat o altă, personal vorbesc acum, mâine o să discutăm cu prietenii noștri, muncitori, colaboratori, ne-a dat un involt și o credință mai mare față de cea pe care o avem. Noi suntem oameni care e păcătoși, de aceea avem nevoie de multă credință. Mulțumesc în numele Viaconsului, în numele muncitorilor, colaboratorilor și vă așteptăm, așa cum spuneam și înainte, cu mult drag și să ne binecuvântați, că avem nevoie de binecuvântare, așa cum o amoare nevoie de oxigen, pentru că oxigenul vine prin credință și dăruiești noi mai departe. Vă mulțumim, mulțumim.